Cei care dețin arme, atât letale cât și neletale, nu trebuie să aibă grijă doar de curățarea și utilizarea acestora. Foarte important este termenul de valabilitate al permisului. Astfel, Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița le informează pe persoanele în cauză că, potrivit legii 295/2004, au obligația de a se prezenta la sediul situat în Târgoviște, pe bulevardul Carol I, numărul 64, serviciul arme, exploziv și substanțe periculoase, în vederea prelungirii valabilității permisului de armă înainte de expirarea acestuia. Permisul de port armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. În vederea prelungirii valabilității permisului de armă, toți posesorii de arme letale sau neletale supuse autorizării trebuie să se prezinte la serviciul de arme exploziv și substanțe periculoase cu armele înscrise în permis, precum și cu următoarele documente: fișă medicală, cazier judiciar, copie de pe carte de identitate, copie de pe permisul de port armă, copie de pe permisul de vânătoare, avizul psihologic, precum și o fotografie color. Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani dacă titularul îndeplinește următoarele condiții. Nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de un an pentru infracțiuni comise cu intenție ori pentru infracțiuni prevăzute de legea 295/2004. Nu este inculpat în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, este apt din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme și muniții, nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente, nu i-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute de articolul 13 din legea 295/2004. Nu a pierdut sau nu i-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării din motive imputabile lui, procurate în condițiile prezentei legi.